Novenă către Sfânta Fecioară de la Fatima. Ziua a cincea. Sfântă Fecioară, Tu ai apărut la Fatima pentru a descoperi celor trei păstorași harurile care se pot dobândi prin recitarea rozariului. Fă să îndrăgim această cunună de rugăciuni, asemenea celor trei copilași, încât ea să nu fie pentru noi o datorie apăsătoare, ci o rugă dătătoare de viață. Fie ca prin contemplarea misterelor mântuirii noastre să ajungem tot mai aproape de Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântă Fecioară de la Fatima, fie ca tot ce vom făptui astăzi să închinăm Domnului. Făcând aceasta, ne gândim la cei ce sunt atinși de faptele noastre zi de zi. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să fim mereu plini de iubire și milostivire. Doamne Iisuse, minunile, profețiile și rugăciunile ce ni le-a adus Maica Ta la Fatima au uimit întreaga lume. Sfânta Fecioară este mereu alături de Tine. De aceea Te rugăm ca prin mijlocirea ei să asculți cu bunăvoință rugăciunile noastre. Pomeniți intențiile. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Sfântă Fecioară de la Fatima, roagă-te pentru noi. Sfântă Fecioară a Rozariului, roagă-te pentru noi. Inimă neprihănită a Mariei, roagă-te pentru noi. De orice fel de nedreptate socială, națională sau internațională, mântuiește-ne, Doamne. Amin.